Salutare dragi prieteni și bine v-am găsit la un nou videoclip. Poate pe unii dintre voi deja v-am plictisit, dar pentru cei care nu sunteți abonați și vreți să fiți la zi cu prețurile mașinilor second-hand din Germania sau să vedeți ce mașini se găsesc prin diferite parcuri auto din Germania, nu ezitați să apăsați pe butonul de subscribe și dacă vă place ceea ce fac să dați un like și un share acestui videoclip. În ultima perioadă am primit multe comentarii să fac un videoclip și cu mașini japoneze din Germania, așa că astăzi a venit momentul mult așteptat. Am încercat să găsesc, după cum bine știți, cele mai bune mașini la cele mai bune prețuri. O persoană m-a întrebat dacă și în Germania mașinile japoneze se găsesc la fel de greu ca în România, iar răspunsul normal este da, pentru că la fel ca în România, la putere sunt mașinile nemțești. Normal, în orice parc auto te duci este plin de mașini nemțești, foarte puține japoneze sau în unele parcuri chiar deloc. Poate unii dintre voi ați avut impresia că sunt fan mașini nemțești, dar nu este deloc așa, doar că cele mai multe cereri pe care le am sunt pentru mașinile nemțești, normal, și atunci am zis să fac videoclipuri cu mașinile care mi se cer. În videoclipul de astăzi o să vedeți și mașini mai ieftine și mașini mai scumpe, dar înainte de toate dați un like acestui videoclip și haideți să vă arăt ce mașini am găsit. Bun, deci prima mașină pe astăzi ar fi această Honda Accord din 2003. Dacă vă vine să credeți, mașina asta chiar a fost a unui bătrân. Din această cauză o să vedeți că are câteva zgârieturi pe bări, pe aripă, dar sincer să fiu, prefer o mașină de genul acesta decât una care arată impecabil, dar când colo ea a fost reparată din daună totală sau eu mai știu. Deci prefer o mașină de genul acesta. Vedeți voi, are aici o zgârietură, ar mai avea aici pe aripă o zgârietură, deci nu este nimic grav. Se pot remedia destul de ușor. Interiorul arată destul de bine, iar ca dotări avem navigație, clima automată pe două zone, comenzi pe volan, cutie de viteze automată, patru geamuri electrice. Sincer să fiu, de mult timp nu am mai văzut o Honda Accord atât de bine echipată și ca să nu mai existe anumite controverse, mașina asta nu este pentru dezmembrat, chiar dacă scrie Basler Fahrzeug, este pur și simplu un anunț tipizat. Deci mașina este din 2003, are motorul de 2.0 benzină 155 de cai VTEC, 130.000 de kilometri, iar prețul este de 3.500 de euro. Ce părere aveți? Ați dat 3.500 de euro pe această Honda? Aici avem o Toyota Avensis din 2006, mașina a avut doar doi proprietari. Ultimul proprietar a investit ceva bani în mașină, adică i-a schimbat discurile și plăcuțele față-spate, anumite brațe și bucșe din câte am înțeles, kitul de ambreiaj, bujiile. Deci din punct de vedere tehnic mașina este super ok, deci nu ar mai trebui investit absolut niciun ban. Ați văzut și voi, la exterior mașina arată destul de bine, ar avea aici o mică zgrietură pe bară. Vine cu două seturi de jante, în momentul de față sunt jantele cu anvelope de iarnă, dar mai are și un set cu anvelope de vară. Interiorul arată foarte bine, iar ca dotări avem clima automată pe două zone, comenzi pe volan, patru geamuri electrice și o altă opțiune care este foarte practică pe timp de iarnă, încălzirea staționară de la Webasto, care după părerea mea face toți banii, adică gândiți-vă, decât îi dați drumul de pe geam la această încălzire auxiliară și până ajungeți voi la mașină, totul este dezghețat, încălzit, deci na, scăpați de o grijă. Deci mașina este din 2006, are motorul de 1.8 benzină 130 de cai, 190.000 de kilometri, inspecția tehnică este valabilă până în 2021, iar prețul este de 2.800 de euro. Deci 2.800 de euro pentru o mașină din 2006 chiar mi se pare un preț rezonabil. Aici avem o mașină mai specială, mai exact un Hyundai Veloster. Dacă te uiți la ea pe partea stângă, o să vezi că arată exact ca un coupé, are o singură portieră. Iar pe cealaltă parte are două portiere, deci este exact ca o mașină normală. În funcție de cum ai chef, azi vreau să fie coupé, te uiți pe partea stângă, azi vreau să am o mașină normală, vedeți și voi, are două portiere, mă uit pe partea dreaptă. E o combinație foarte, foarte interesantă. Modelul de față ar necesita puțină atenție, nu a fost chiar o mașină întreținută. Interiorul arată destul de bine, ca dotări avem navigație, clima automată, comenzi pe volan, încălzire în scaune, trapă panoramică, deci chiar are multe dotări și o să vedeți, prețul cerut nu este deloc mare. Cel mai bine, dacă vreți să vă cumpărați o marcă germană, gândiți-vă de două ori înainte, uitați-vă și la mașini japoneze, coreene, pentru că de multe ori au prețuri mai bune și sunt mult mai fiabile.
Deci mașina este din 2011, are motorul de 1.6 benzină 140 de cai și cu instalație GPL, 56.000 de kilometri, iar prețul cerut este de 4.800 de euro. Deci na, mai zi ceva. Mai merită să-ți iei un Golf 6? Eu zic că nu. O altă mașină japoneză foarte bună este acest model de Mazda 6, adică raportată la prețul pe care îl are și ce oferă, este o mașină super ok. Într-adevăr, aceste modele au avut probleme mari cu rugina, dar, spre exemplu, mașina de față chiar a scăpat destul de ușor, are foarte puțină rugină pe la aripi, iar ca model, cel puțin mie îmi place, adică dacă te uiți la ea, nici nu ai spune că este o mașină din 2003. Cam așa arată în interior, ca dotări avem clima automată, comenzi pe volan, sistem audio de la Bose și 4 geamuri electrice. Deci la banii ceruți pe această Mazda, sincer să fiu, nu știu ce alternativă mai bună ar fi, așa că dacă aveți anumite idei, lăsați-mi mai jos un comentariu. Deci mașina este din 2003, are motorul de 1.8 benzină 120 de cai, 220.000 de kilometri, iar prețul este de 800 de euro. Deci 800 de euro pentru o mașină din 2003. Aici avem o Toyota Avensis din 2012, mașina a avut un singur proprietar, are doar 40.000 de kilometri, deci este aproape nouă, iar prețul cerut, o să vedeți și voi, este mai mult decât decent, adică mașina asta când a fost nouă a costat minim 23-24.000 de euro, dar cu toate astea, majoritatea oamenilor tot preferă un Passat, chiar dacă are mai mulți kilometri, chiar dacă a avut 5 proprietari, na, nu contează, e Passat și nu-i Toyota, nu? Sunt tare curios când o să se schimbe mentalitatea asta. În interior arată foarte bine, ca dotări avem clima automată pe două zone, navigație, comenzi pe volan, tempomat. O dotare care îi lipsește ar fi încălzirea în scaune, adică totuși a fost destul de ciudat configurată să nu îi pună încălzire în scaune, i-ai pus clima automată, navigație, dar nu i-ai pus încălzire în scaune. Sunt tare curios ce mașină ați alege voi dintre această Toyota și un Passat. Aștept părerile voastre în comentarii. Deci mașina este din 2012, are motorul de 1.8 benzină 147 de cai, 40.000 de kilometri, inspecția tehnică este nouă, iar prețul este de 12.300 de euro. Merită 12.300 de euro? Aici avem o Honda Civic din 2006, un model care mie îmi place foarte mult. Este o mașină mai interesantă, are un design la exterior și la interior mai futurist, adică are aproape 14 ani și uitați-vă și voi cât de bine arată. Dacă stăm să comparăm această mașină cu un Golf 5, pentru că na, cam acesta ar fi competitorul pentru această Honda, să fim serioși, acest model arată mai bine decât un Golf 5, adică na, asta este strict părerea mea, normal, gusturile nu se discută. Cam așa arată în interior, ca dotări avem clima automată, comenzi pe volan, 4 geamuri electrice. Dacă tot am comparat acest model cu un Golf 5, aș vrea să îmi lăsați în secțiunea de comentarii care interior vi se pare vouă mai frumos, cel de pe această Honda sau cel de pe Golf 5. Dacă sunteți în căutarea unui hatchback, eu zic că ar trebui să luați și acest model în considerare. Deci mașina este din 2006, are motorul de 2.2 diesel, din păcate 140 de cai, 200.000 de kilometri, inspecția tehnică este valabilă până în 2021, iar prețul este de 3.000 de euro. Aici avem un Nissan 370Z din 2015, mașina este aproape nouă, are doar 16.000 de kilometri, a avut doar 2 proprietari, doar că din păcate nu este o mașină atât de des întâlnită, chiar dacă prețul ei este cât al unui Golf 7 GTI și totuși mașina asta are 328 de cai, doar că are un motor de 3.7 benzină V6, deci din start taxe mai mari, întreținere mai scumpă, din această cauză cred că nu este o mașină atât de căutată. Interiorul arată ca nou, avem scaune din piele încălzite, clima automată, navigație, cutie de viteze automată cu padele pe volan, dar sincer să fiu, aș fi preferat varianta manuală, este na, cu totul altceva. Deci este o mașină super faină, doar că eu cred că singurul motiv pentru care nu este căutată este din vina motorului, pentru că este foarte mare. Deci mașina este din 2015, are motorul de 3.7 benzină de 328 de cai,
16.000 de kilometri, inspecția tehnică este nouă, iar prețul este de 25.000 de euro. Ce părere aveți? Ați dat 25.000 de euro pe acest Nissan? Aici avem o Honda Civic din 2017, la fel o mașină care îmi place foarte mult, adică cei de la Honda cu ultima generație de mașini, după părerea mea, au cam dat lovitura, toate modelele arată super bine. Mașina de față are un motor de 1.5 turbo pe benzină de 182 de cai, din această cauză avem și evacuarea pe mijloc, adică mașina asta ar fi un Type R mai de buget, să-i spun așa. Interiorul arată ca nou, iar ca dotări avem navigație, clima automată pe două zone, încălzire în scaune, comenzi pe volan, trapă panoramică. Deci, sincer să fiu, este o variantă foarte bună pentru multe mașini premium la același preț. Are și farurile cu LED. Deci, na, este o Honda Civic foarte bine echipată. Mașina este din 2017, luna a 12-a, deci practic 2018. Are motorul de 1.5 turbo pe benzină 182 de cai, 33.000 de kilometri, iar prețul este de 20.000 de euro. Ați da 20.000 de euro pe acest Civic? O mașină care nu este chiar atât de comună ar fi această Honda CR-Z din 2011. Dacă stăm să ne gândim, acest model ar fi un concurent pentru Volkswagen Scirocco, adică dacă stăm să le comparăm, ele fac parte cam din aceeași clasă. În orice caz, eu cred că această Honda ar atrage mai multe priviri decât un Volkswagen Scirocco, pentru că nu este un model atât de des întâlnit. Interiorul ca și design este foarte interesant, iar ca dotări avem clima automată, comenzi pe volan, tempomat, încălzire în scaune. Nu știu dacă vedeți, dar și scaunele au un design mai sport, așa, au susținere laterală, niște tetiere mai lungi. Deci dacă sunteți în căutarea unei mașini de genul acesta, o variantă foarte bună este această Honda CR-Z. Mașina este din 2011, are motorul de 1.5 benzină hibrid 114 cai, 100.000 de kilometri, inspecția tehnică este valabilă până în 2021, iar prețul este de 8.000 de euro. Bun, deci cam acestea au fost mașinile. Dacă m-ați întrebat pe mine ce mașină aș alege din acest videoclip, mă, sincer, dacă aș avea un buget de 4.000 de euro, aș alege ori Accord-ul, ori Civic-ul. Deci, pur și simplu, aș alege fiecare mașină din videoclip în funcție de bugetul pe care l-aș avea. Eu zic că absolut toate mașinile din videoclip merită cumpărate, poate mai puțin acel Honda Civic, pentru că are motorul de 2.2 diesel. Dacă avea motorul de 1.8 benzină sau, în cel mai rău caz, motorul de 1.4 benzină, era super ok. Dar acum vă întreb eu pe voi ce mașină v-ați cumpărat din videoclipul de astăzi. Nu are rost să vă întreb dacă credeți că merită sau nu merită cumpărată, pentru că eu zic că fiecare mașină pe care v-am arătat-o ar merita cumpărată. După cum bine știți, dacă vreți să vedeți cât costă o mașină second hand în Germania, puteți să-mi lăsați un comentariu mai jos, iar eu o să o pun într-un videoclip care va urma. Dacă ați avut o mașină japoneză și ați întâmpinat anumite probleme, lăsați mai jos un comentariu ca să vedem cu toții ce probleme există la mașinile japoneze, dacă există. Dacă aveți anumite sugestii, întrebări, la fel puteți să-mi lăsați mai jos un comentariu sau mă puteți găsi și pe Instagram la Autorate Germania. Cam acestea fiind spuse, acestea au fost mașinile, acesta a fost videoclipul, iar până data viitoare v-am salutat. Ciao!